Door Tretje Ani komt er koren. Ja, tot mijn mond een wappeltje. Want er kan twat dat jij vindt koren. Je moest ook van. Je moest ook van. Maar voor mijn kat koer op privire din clip aan care ne văzunte și... E decât femeie, e. E totuși altfel. Nu știu cum. Deci e una este mie. De ar tăce, de ar vorbi. Dacă al ei glas e armonie, e și în tăcerea ei, nu știu ce. Astfel, robit de aceea jale, petrec mereu același drum în taina farmecelor sale. E un... nu știu ce. Și nu știu cum. Născut la Cernăuți în 1940, Viorel Iliescu este un optimist incurabil. Se numără printre puțini actori români care au reușit să-și continue profesia în alte spații lingvistice și culturale. A interpretat roluri în producții teatrale, cinematografice și de televiziune din România și din țara de adopție, Germania, dar a evoluat ca actor și în Maroc-or Turcia. În tot acest remarcabil parcurs al carierei sale, Viorel Iliescu nu și-a abandonat niciodată prima pasiune, patima pentru motoare, viteză și tehnică. Secretul reușitei sale profesionale și de viață se pare că își trage sevele din povestea de iubire pentru Eugenia, soția sa. Iar la toate aceste trăiri, patimi și parcursuri, soții Iliescu au știut să adauge multă seninătate, reușind să se bucure împreună de micile sau de marile plăceri ale vieții. Începând de pe la vârsta de 15 ani, Viorel Iliescu s-a dedicat planorismului la săliștea Sibiului, dar după un grav accident, când s-a prăbușit cu avionul, și-a schimbat cariera. Timp de un an a activat în trupa teatrului de revistă din capitală. Institutul de artă teatrală și cinematografică din București l-a absolvit în 1964. Făcând parte dintr-o valoroasă promoție a școlii românești de actorie, Viorel Iliescu este un actor cu apetență pentru mai toate genurile, abordând în cariera sa roluri diverse, de la comedie și musical, la poezie, dramă, tragedie. Deoarece soția sa, Eugenia, este bănățeancă, a optat pentru teatrul din Timișoara, unde a jucat în numeroase puneri în scenă. La începutul anilor 80, pleacă în Maroc, unde își urmează consoarta, profesoară universitară de matematici, care obținuse un post în învățământ la Casablanca. În 1983, cei doi s-au stabilit în Germania, împreună cu fiica lor, Nadina. În prezent, soții Iliescu locuiesc la Düsseldorf, capitala germană a modei și a bunului gust. Care este cea mai importantă realizare a dumneavoastră de până acum? Eugenia. Ia. Da, este când am întâlnit-o, de când ne-am îndrăgostit, de când eu mi-am lăsat nevastă, ea și-a lăsat bărbatul și suntem împreună. E fantastic, asta e cea mai mare reușită din viața mea. De câți ani sunteți împreună? Greu de crezut, dar sunt 42 de ani de când suntem împreună. Cununia religioasă am făcut-o mult mai târziu. Acum 10 ani, exact. Și acum am fost la Timișoara și am făcut o aniversare a celor 10 ani cu același preot, cu aceiași nași ai noștri, actorul Eugen Moțățeanu și soția lui Rodiana. Și ne merge bine de când am făcut această cununie. Acum 10 ani. Veni vor mult să-ți spui în versul că te iubesc și cum și cât. Vor spune mai frumos ca mine, dar nu
te vor iubi atât, frumoasa mea, cu ochii verzi. Ca două mistice smaralde, m-ai dus spre alte țări, mai calde, melancolia se mi-o pierd. Și dacă vrei să mă mai vezi, mai fă odată să apară scântei din ochii tăi ce-i vezi. Ca două mistice smaralde. Veni vorbim să-ți spun în persoan că te iubesc și cum și cât. Încă așa. Cu Viorel am o viață foarte frumoasă. Poezii, muzică, spectacole, emoții la premieră. Da, trebuie să ne înțelegem. Ea este matematiciană, profesoară de fizică și matematică, dar marea ei pasiune este arta. Arta, sigur, în primul rând, arta spectacolului. Este mare pasionată de opere, de concerte, de teatru. Asta a fost șansa mea. Și, efectiv, am avut o viață și avem o viață plină și datorită meseriei mele. Ea își iubește din calea afară meseria, eu pe a mea și totuși ne completăm și este o combinație foarte reușită. Matematician cu actor. Viorel Iliescu a colaborat cu postul de radio 2CVL vreme de câțiva ani. Apoi a început să primească roluri în teatrele din Köln. În timp, a colaborat cu diverse alte companii teatrale germane, jucând în mai bine de 20 de piese. A evoluat și în multe producții cinematografice și de televiziune din Germania, remarcându-se îndeosebi în roluri de detectiv, răufăcător sau emigrant. Aber wir bleiben trotzdem noch eine halbe Stunde. Hey, was sagt man dazu? Ja, ich hätte doch mit dir wetten sollen. Întreagă-ți fie spus, viața reală din țara de adopție l-a obligat să profeseze și ca detectiv particular, experiență folositoare în cariera artistică. A reușit să-și facă un nume în așa numitele crimis, după cum numesc nemții filmele polițiste, și aici se cuvin enumerate producții ca Urme fierbinți, Cazul Agnes Bergen, Park Hotel, Clinica orașului, Soko 5113 și altele. Sunteți unul dintre puținii actori, dacă nu singurul actor pe care cel puțin eu îl cunosc, care a reușit să joace în patru limbi diferite, cu o carieră în teatru, un film, da. În România, Maroc, Turcia, Germania. Așa este. Vreau să-mi explicați cum. Da, da, da. Ajunsesem la aproape 40 de ani, jucasem foarte multe roluri, eram actor aproape la categoria maximă, perspectivele nu le mai vedeam în România și ne-a stâmpărul ăsta din noi să începem o altă viață, să o luăm de la început. În Casablanca am făcut un film cu Taeb Sădichi, Radu Beligan, prin Ovidiu lui Moldovan, mi-a dat o scrisoare de recomandare, l-am căutat, i-am spus, o, mon ami, Radu, și așa am ajuns la el, care m-a ajutat imens.
Am făcut acest film și cred că l-a făcut și de dragul meu, că mi-a dat un rol, a creat pentru mine un rol special de inginer român care lucrează în Maroc. Și așa am avut bani să putem întreprinde călătoria cea mare, fuga.